Ok, salut lume! În acest infovideo aș vrea să clarificăm faza cu mărunței pe care are Sneak și pe care produce Sneak de la voi, de la YouTube, de la chestiile astea. Bun, chiar dacă nu aș vrea să fiu chiar atât de sincer, o să spun totul pe față. Hai să începem cu faza cu donațiile, cu chestiile astea. Recent, vreo, știu că un tip, dar chiar mai mulți au venit să-mi cumpere mie câteva chestii, dacă vreau. Și vă dați seama, man, mi-au venit pe Skype și m-au rugat să-mi cumpere și am zis, man, nu pot, nu pot să accept, nu pot, pentru că cine știe, voiam să cumpere ori niște texturi, altul a vrut să mai îmi cumpere un cont de nu știu de care și am zis, man, cine știe ce o să fac eu, nu cumpăra, nu-i bine. Pentru că alții m-au întrebat, de ce nu, frate, de ce, că puteai să iei și tu niște bani, nu. Faza cu donațiile. Da, am și eu un cont de PayPal unde primesc bani și, ei bine, faza cu donațiile, oameni buni, cu donațiile astea, orice sumă e donată de voi dacă vreți din inimă. Dacă voi simțiți nevoia să donați orice sumă, eu să o accept pentru că știu că e din inimă. Atunci când o donezi, nu o dai cu regrete și te aștepți să primești ceva. Asta e chestia. Dai fără să aștepți să primești, da? Cam asta e cu suma de asta, că alții, nu știu, au mai făcut și faze de gen, dacă îți dau aia faci cu mine, man. Nu, în primul rând că îmi lași un gust prost în gură când faci faze de genul. Și acum hai să clarificăm faza cu bani din YouTube. Dudes, pips, copyright, nu? Nu prea, eu, nu fac oamenilor bani din acest YouTube mizerabil. Nu YouTube e mizerabil, de fapt da, ba da, este faza cu parteneriatul, cu treburile astea, nu iau mult. Gândiți-vă că pot avea să-mi cumpăr o pâine cu banii pe care iau din YouTube. Sneak, de ce nu-ți iei promovare de la ăla? De unde să-mi iau promovare, băiatule? Pentru că banii nu se fac ușor. Sneak, de ce nu-ți iei un skin pe CSGO? Sneak, de ce nu faci case opening? Man, de unde bani? Sneak, de ce nu iei un joc nou? De unde bani, dude? Nici nu pot să bag, pentru că nu am posibilitatea să bag bani în jocuri. De asta și cu faza cu donațiile, asta e că vă dați seama că banii care aș primi din donații aș folosi numai la chestii pe care le-aș nici nu știu cum să spun, le-aș investi în lucruri pentru voi. O calitate mai bună pentru microfon, nu știu. Aș strânge așa bani de la voi, de la YouTube, cât o fi, bă, o să mai pun și eu până iau un microfon mai bun, gen, sau până iau un web mai bun. Vă dați seama, numai ca să fie totul mai bine, nu de alta. Cam asta e faza cu donațiile. V-am zis că primesc din YouTube. Sper că sunteți fericiți că ați aflat că pot să-mi iau jumătate de pâine din YouTube. Și, bă, cam asta e. Na, sper că totul e clar și, nu știu, salut!